Bun, dar ce te faci dacă nu ai un asemenea tată care să te trateze când te doare spatele? Există un protocol care ne ajută să prevenim, dar să și ameliorăm durerea de spate și despre asta vorbim cu Alin Burileanu și cu Carmen. Salutare, Alin! Salut! Despre ce este vorba? Alin, eu îl cunosc pe Alin de foarte mulți ani și de-a lungul timpului m-a învățat o mulțime de exerciții și o mulțime de metode de prevenție, astfel încât să n-am durere de spate. De exemplu, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat de la Alin acum foarte mulți ani este că dacă vreau un spate protejat, trebuie să am un abdomen puternic. Da. Așa este, corect. Și eu, de exemplu, îmi dau seama că atunci când fac abdomene și am tonus aici, pot să merg mai drept. Coloana este mai susținută, culmea din abdomen, nu neapărat din musculatura spatelui. Așa, Elin? Așa este. Ca și paranteză, cel mai important abdominal în cazul de față ar fi transversul abdominal. Asta ca să nu se înțeleagă că făcând abdomene normale ne facem bine la spate. Adică un mușchi care este undeva în profunzime, da? Da, este cel mai profund mușchi abdominal, oblic extern, intern, drepții abdominal. Transversul este singurul care se inseră și pe musculatura, și pe vertebrele lombare și, practic, după transversul abdominal s-au inventat și aceste tipuri de lombostate care zic ele că preia funcția transversului abdominal. Aha. Pentru că, în altă ordine de idei, atunci când noi, de exemplu, ridicăm un obiect de jos, una este să-l ridicăm doar așa, da, și alta este că atunci când îl ridicăm să suflăm aer printre dinți. Aha. În momentul în care noi am încercat să luăm o damigeană în poziția asta și am suflat aer printre dinți, înseamnă că activăm transversul abdominal, adică cel mai profund mușchi abdominal, și atunci greutatea damigenei va fi pusă în mușchii abdominali. Deci e bine să expirăm când ridicăm ceva greu? Să expirăm categoric ca să izolăm transversul. Okay. Este, scuze, este și motivul pentru care este cel mai important mușchi abdominal, iar unele din exercițiile cele mai importante pentru asta sunt acele plancuri laterale, uh-huh, care se folosesc pentru a activa transversul abdominal, pentru că foarte mulți dintre noi nici nu știm că îl avem. Deci cum ne antrenăm transversul abdominal? Pe o parte, stând, de exemplu, în cot și se expiră aer printre dinți. Vreau să arăt eu, pentru că dacă tot am ajuns la asta. Da. Deci mă pun pe o parte. Așa? Da, pe o parte. Da. Pentru că vorbim de durerea de spate. Genunchii sunt îndoiți. Genunchii sunt îndoiți cu sprijin pe pământ. Da. Călcâiele sunt în aceeași linie. Da. Linia bazinului. Aha. Capul este în aceeași linie cu linia bazinului. Și din această poziție, de exemplu, da, cu degetul mare izolez transversul, da, cu degetele, cu celelalte degete, da, izolez mușchiul practic fesier mare. Aha. Din această poziție ridic bazinul, da, sus. Și tot de aici încerc să suflu aer printre dinți, exact. Și contract aici. Exact, contract aici. Asta ar fi izolarea. Dacă din poziția asta, de exemplu, ai menține bazinul sus, da, și depărtezi piciorul, da, este practic o izolare a transversului abdominal cu, aha, activarea mușchiului fesier. Aha. Care se pretează foarte bine ca exercițiu. Deci ăsta e exercițiu, pe o parte și pe alta. Ăsta este unul din exercițiile care se pot face inclusiv în sala de fitness pentru cei care au dureri de spate atunci când ridică greutăți. Aha. Pentru că de foarte multe ori ridică greutățile fără să se folosească de acest mușchi. Alin, învață-mă ce fac dacă am o durere acută de spate. Okay. Cum pot să o ameliorez, să o estompez? Când vorbim de durere acută, este clar că totul în corpul uman este mecanic. Poate să aibă o durere de spate acută și cel care are o hiperlordoză lombară, adică o curbură mare. Da. Și poate să aibă o durere acută și cel care suferă de o rectitudine lombară. Okay. Cazul meu, de exemplu, acel tip de personaj fără fesieri. Aha, adică cu spatele drept. Cel care are o trevesie de bazin. Okay. Cumva tiparul construcției programului de kinetoterapie ar fi ca pentru cel care este așa să întinzi mușchii ăștia, uh-huh, și să întărești pe ăștia, uh-huh, ca să reușești să faci această balanță. Da. Iar cel pe care îl găsești cu o durere acută în poziția asta ar fi exact reversul. Adică să întărești mușchii de aici, de pe exact, spate. Ar fi exact reversul, să eliberezi mușchii ăștia care îl trag în jos, cum, aha, este cazul meu. Da. Și exact atunci să întărești paravertebralii spinali. Uh-huh. Este și motivul pentru care la foarte mulți care fac programe de spate STAS, la unii funcționează, la unii nu funcționează, pentru că este clar că Suntem diferiți cu toții. Unii avem retroversie, cum este cazul meu, alții avem anteversie, cum este cazul lui Carmen, de exemplu. Hai totuși să vedem acest protocol. Dar pentru fiecare dintre noi, atunci când vorbim de durere acută, funcționează câteva exerciții foarte bine. Okay. Primul exercițiu ar fi cu fața în sus. Deci am o durere acută, da? Da. Fața în sus. Primul exercițiu este cu fața în sus. Cum mă așez corect, în primul rând? Pe o parte, cu fața la mine. Pe o parte te întinzi și din poziția aia, practic, te întorci cu fața în sus. Așa? Pentru că un om care are dureri de spate, e clar că nu se, uh-huh, poate întinde direct. Okay. Poziția de
culcat pe spate se folosește pentru a scade definitiv greutatea asupra coloanei vertebrale. Uh-huh. Și pentru cel care se află așa și pentru cel care se află așa. Da. În altă ordine de idei, primul mușchi care reacționează în durerea de spate sunt practic mușchii lombari și cei fesieri, pentru că toți o să ne blocăm în poziția asta și asta. Uh-huh. De aceea, prima reacție a noastră când suntem acasă și suntem înțepeniți de spate, este să întindem mușchiul care ne blochează. Și asta înseamnă că cu ambele mâini ar trebui să trag genunchiul la piept. Moment în care pot să țin genunchiul, dacă îmi permite, până la 2 minute și, bineînțeles, să schimb acest genunchi cu celălalt genunchi. Okay. Tot pentru a întinde musculatura paravertebrală lombară și mușchiul fesier. Deci ca idee, presez, când da? Presez, îl țin acolo. După care, dacă este posibil, 2 minute pe ambele picioare. Bun. De ce fac asta? Ca să creez o eliberare a zonei lombare, practic o decoaptare, o decompresie a spațiilor intervertebrale, pentru că la baza oricărei dureri de spate, până vorbim de hernie de disc, este o pensare și o apropiere a proceselor transverse. Aha, și acum... Practic, când faci asta, tu practic întinzi, exact. Da? Așa. Okay, decoaptezi spațiul intervertebral, prin decoaptarea lui măresc căldura locală, pentru că creez un stretching lungar pe musculatura profundă, aia, uh-huh, semispinalilor, și prin asta mărind temperatura la nivelul discului intervertebral, se consideră că se rehidratează discul intervertebral. Uh-huh. Categoric, un program de exerciții care să dureze luni de zile, nu o zi, uh-huh, două. Oricum, okay, este o poziție foarte relaxantă pe, da, care poți să o practici și dacă nu te doare spatele. După care, un exercițiu foarte bun ar fi ca din această poziție să tragem un genunchi la circa 90 de grade de flexie la șold. Tot din această poziție, dacă este posibil, trag de vârf către nas și întind piciorul cât se poate. Ca să elasticizez, al doilea mușchi important care îmi poate crea poziția antalgică, adică aia în care eu stau înclinat, uh-huh, și dus într-o parte. Aha. Respectiv mușchii posteriori ai coapsei. Ok? Ok. Alte 2 minute. Bun. Ok? După care intru în zona McKenzie, în care mă întorc cu fața în jos, ok? Da. Iar Robin McKenzie spunea în felul următor că toți... Pun fruntea pe... Bărbia pe mâini, te rog. Așa. Spunea în felul următor că toți pacienții care suferă de o durere de spate au la bază un deficit postural. Uh-huh. Fie că cară o geantă pe o parte, fie că lucrează în poziții anterioare, fie că au o problemă legată de activitatea zilnică, spatele lor se duce într-o anumită direcție. Deci bine să nu purtăm geanta doar pe o parte? Nu, ar fi bine peste cap. Și poștaș. Ok. Poștaș, știu eu, da. Poștaș. Okay. Din această poziție, de exemplu, pentru, da, un pacient care are durere pe picior în jos, cum am dat exemplul mai devreme pentru Carmen, ar fi o durere care pleacă pe zona aceasta. Da. Dacă eu mă gândesc la o hernie care este pe dreapta, da, este clar că discuția ar fi, odată, să decoapte spațiile intervertebrale ca să se rehidrateze discul, uh-huh, după care ușor, ușor să-l bag la loc. Da. Asta înseamnă că ea primele 2 minute stă exact așa cum stă acum. Dar știi, okay, ce mult aș sta și 4. Ok? Ok. După care, din această poziție, ar trebui să stea cu palmele aici și tot din această poziție, da, ar trebui să ridice spatele, să ridice burta până la limita durerii. Aha. Unul poate până aici, altul poate până sus, cum este, aha, ea, varianta perfectă. Lui Carmen nu-i ajung mâinile să se ridice, okay, s-ar ridica și mai mult. Bun, și lăsăm jos. Asta ar trebui să facă, practic, de 10 ori și să mențină poziția de sus, aha, circa 34 de secunde, uh-huh, în poziția asta. Expir când ajung sus? Da, expir când împingi. Da. Ok, da, asta este al treilea exercițiu. Da, din poziția asta. După care stau în poziția în coate, stau pe coate, fără să dezlipesc bazinul, și este altă poziție pe care o poate menține 2 minute. Aha. Dacă durerea ei ar fi pe dreapta, este clar că atunci când termină și cele 2 minute, secretul succesului ar fi ca zona care este considerată herniată, respectiv dreapta, să fie puțin închisă. Uh-huh. Asta înseamnă că dacă ar fi să mergem înainte cu programul kinetic pentru un stadiu acut, nu pentru un stadiu, da, cronic, la cronic deja fac ce am făcut cu tine jos, uh-huh, adică este altă discuție, ar însemna ca din această poziție să spui din nou bărbia pe mâini și acum, gândindu-mă că hernia este către dreapta, mă duc un pic mai în dreapta cu poziția trunchiului. Te duci înspre zona durerii. Și stau acolo. Ca să centralizez durerea, aha, și încet, încet, de la o zi la alta, din poziția asta să urce în poziția asta, din poziția, aha, asta să urce sus și ușor, ușor pacientul, deci, să... Deci mă înclin în, exact, zona, înspre zona durerii. Exact. Okay. Și încet, încet pacientul să reușească să-și contabilizeze durerea și să nu mai ajungă la ea. Crezi că ne ajută și hidratarea pentru... E un lubrifiant excelent pentru mușchi și articulații, nu? În opinia mea, al doilea medicament este hidratarea.
Al doilea față de primul față care de este exercițiu fizic. Ok. În opinia mea. Deci, oameni buni, țineți minte protocolul acesta pe care tocmai l-am arătat. Dacă l-ați ratat, îl puteți revedea pe Antena Play și pe medicul.ro și nu uitați și de hidratare. E foarte importantă pentru că ți asigură sănătatea sistemului osteomuscular, coloana ta vertebrală, articulațiile vor funcționa mult mai bine dacă ai grijă să te hidratezi în mod constant. Super. Ca și paranteză, un singur lucru de adăugat. Dacă vedeți, aici este un disc tânăr hidratat, în care, practic, inelul fibros este hidratat perfect și nucleul pulpos stă în zona lui. Acesta este un disc, practic, rupt, deshidratat, cu discopatie, adică cu pierderea, în primul rând, a apei din el și ușor, ușor s-a rupt pe lipsă de hidratare și pe forță destul de mare. Deci cât este clar că cât de importantă este hidratarea? Principalul tratament pentru disc poate să rămână hidratarea fără ezitare. Super! Carmen, Alin, mulțumim mult de tot! Noi vă mulțumim! Rubrica sponsorizată de Apa Bucovina. Bun, iată că poți să faci și acasă niște exerciții care să-ți decomprime aceste discuri.